Aseară, în ultima etapă a grupei valorice 9-14, echipa masculină de handbal a Clubului Sportiv Minaur a jucat pe propriul teren cu CSM Bacău. Pentru a evita jocurile din barajul de menținere pe prima scenă handbalistică masculină românească, băieții lui Raul Fotone aveau nevoie de o victorie, lucru care avea să se și întâmple. Dacă la pauză scorul indica un echilibru perfect 14-14, în actul secund, băieții noștri forțează desprinderea, încheiind ediția 2018-2019 cu o victorie, scor 34-29. Așa au fost toate meciurile care le-am jucat anul ăsta. Sunt de la început anului că să fie foarte greu. Rămânem pregăti totuși că n-am reușit să ajungem în play-off, dar avem mica asta consolare că am reușit să câștigăm play-off. Poate că cu mai multă muncă am fi reușit mai mult, dar oricum băieți suntem refelicitați în ciuda faptului că am avut un an deosebit de greu, sportiv, doar din punct de vedere sportiv. Până la urmă a reușit să termine cu capul. Artizanii acestui important succes au fost cei doi interstânga, Iuliu Cepreghi și Tudor Botea, cu 7, respectiv 6 goluri marcate. După ratarea primului obiectiv, calificare play-off, următorul obiectiv era să terminăm pe locul 9 în play-out, chiar dacă am adus o greșeală, zic, cu Suceava acasă când a făcut egal, eu zic că ne-a răscumpărat greșeala și am terminat un sezon care a avut și plusuri și minus. În celelalte două jocuri ale etapei a 10-a s-au întâlnit CS Universitatea Cluj, CSM Făgăraș 27-29 și CSU Suceava Handball Club Buzău 27-26. Conform acestui nou sistem competițional preluat după modelul danez, ocupantele primelor două locuri din grupa valorică 9-14, în speță CS Minaur Baia Mare și CSM Bacău, rămân pe prima scenă handbalistică românească, în timp ce locurile 3-4, CSM Făgăraș și Handball Club Buzău vor juca meciuri de baraj. În momentul omologării clasamentului final, CSU Suceava și Clubul Sportiv Universitatea Cluj vor fi declarate în mod oficial ca fiind retrogradate. La polul opus, Clubul Sportiv Dinamo București reușește pentru a patra oară consecutiv cucerirea titlului național, Câinii Roșii ajungând la un total de 16 campionate adjudecate. Vicecampioana României din acest an este formația AHC Dobrogea Sud Constanța, în timp ce medaliile de bronz revin ardelenilor de la Handball Club Potaisa Turda.